Bună ziua, fetelor! Astăzi este duminică 8 octombrie. Mine ar fi trebuit să am eu termenul de sarcină, dar cum ați știu deja, cum v-am arătat și v-am spus, am născut deja. Și acum, astăzi, este prima după amiază, să spunem așa, când eu și cu fetele mele mergem la drum, singurele, fără mama, fără Marco, că Marco este la muncă. Nu că trebuie să fac cine știe ce, doar ca orice duminică la prânz mă duc la soacră mea. Aici în spate, vedeți, este Diana. Ceau, mami! Ceau, salută-mi, po! Ceau, măre! Și aici, în dreapta mea, o am pe Ginevra, vă arăt acum. Și nimic, am vrut să încerc să înregistrez ceva, să văd dacă reușesc. Aici o avem și pe Ginevra, așteptați că avem floricica. Uitați-o! Tica doarme. Și hai să mergem la bunica. Diamond de nonna. Da? No, al cane nu-mi tirubă niente. E frică că la soacră mea vine și cumnată mea cu căței și îi fură tot timpul jucăriile. Și de asta spune cane nu, adică câinele să nu-i fure jucăriile. Hai să mergem. Acum este 5 fără 10 după amiaza. Am plecat de la soacră mea, vorbesc încetul pentru că, uitați, în spate Diana doarme, așa, și aici, cine vrea, nu, are ochii deschiși, cred că e foame, așa că aștept să-i dau un pic țăpape, o să treze și Diana, și vreau să mai doarm un pic, da, mama, da, mama, am ajuns la gigante. Trebuie să cumpăr niște lapte și pâine pentru seara, că nu mai am. Și pe aceea mergem acasă. Și nu să mai doarmă fetele mele. Te văd că nu mai doarme niciuna. Mă simt cam puțin obosită, dar nu am făcut nimic. La soacră mea nu am mai filmat pentru că au venit în vizită și niște vecini de la soacră mea. Și n-am mai filmat nimic. Am mâncat. O primi Ginevra și un cadou frumos. Am făcut un bon la un magazin cu toate produse pentru copii de 100 de euro. Și chiar m-a surprins. Chiar zic, până la urmă vezi un străin. Pentru mine e un străin, bine că vicinul lui soacră, dar pentru mine e un străin. Câteodată face mai mult decât o rudă. Sângele din sângele tău. Dar, ceau, mama, ceau. Dar asta este, mami, a venit și tusea lui Diana. În dimineață trebuie să mă duc în farmacie să-mi cântăresc pe Ginevra. Ce tu, mami? Mă duc să o cântăresc pe Ginevra și trebuie să iau și un sirop pentru tuse. Că e răcită, Diana, rău de tot. Și nimic, atunci acum să mă duc să descarc Ginevra a dormit la loc. Să descarc căruțul. Seara asta tachipirina, ai mama? Da, mama. Să descarc căruțul Ginevra. Să iau astea două chestii. Și după aceea să mergem acasă. Ce face, mami? Face papi? Ai papiță? Bravo! Am ajuns acasă. Este ora 7:20. Bine că am ajuns mai devreme până am descărcat mașina, fetele. Trebuie să mă duc și eu la baie, dar încă n-am reușit cu acum mama pe Ginevra care papă. Și nimica. Cer să fiu, mă simt obosită, chiar dacă nu m-am făcut cine știe ce. Oricum, până la urmă m-am descurcat cu fetele, bine că n-am făcut mare lucru, dar oricum. Am stat la soacră mea, după care am mers la magazin, trebuia să cumpăr pâine, smântână, lapte. Dar laptele nu l-am cumpărat, l-am luat de la bar de la Marco.
după care am trecut și la Marco, am salutat, acolo și erau foarte aglomerat. Nu am reușit să filmez absolut nimica pentru că astăzi se termină campionatul regional, nu știu cum, de biliard. Se ține acolo și la el, la club sau cum se spune. Și oricum, treaba lui. Nu mă interesează și era foarte, foarte aglomerat, nu era și măcar o masă liberă. Așa că nu mai am trecut, am salutat, am luat sticla cu lapte și am plecat. Și am ajuns acum acasă, acum Diana este cu mama pe afară, să joacă încă pe, să joace pe trampolină. Acum când mai este un pic de lumină. Ginevra papă, sper să nu mănânce ca apă, hapsânat după aceea vomită. Și nimic, în seara asta trebuie să-i fac băiețelul Diana, că mi-e 3 luni și trebuie să meargă la grădiniță. Iar eu după aia, dacă nu uit, vreau să vă arăt cum stau eu acum, după 10 zile după ce am născut, în sensul cum stă corpul meu, cum este burtica mea, la 10 zile după ce am născut. Nu știu să vă spun kilogramele, o să vă le spun mâine. Că dacă mă duc la farmacie, trebuie să iau niște sirop pentru Diana, o să mă duc să o cântăresc pe Ginevra. Și mă cântăresc și eu și o să vă spun mâine și câte kilograme am și câte kilograme am pierdut după sarcina și 11 zile după sarcina. Și nimic. Petița lui mami, frumoasă. Op! Pai, mami, s-o gheți. Amore mio. Uc! Încă acum, mamă. Îți face mămăi la burtică și streci. Da? Frumoasă lui mami, frumoasă. Op. Uc. Deci, cum v-am spus, așa sunt, arăt eu, acum după 10 zile de când am născut. Țineți cont că oricum este seară, deci eu am aici în burtă micul dejun, prânzul și cina. Așa arăt cu bluză. Așa. Fără. Cu mâna e greu. Deci așa este burtica mea. Scuzați-mă. Așa este burtica mea la 10 zile după naștere. Până dimineața, mami! Hop! Am ieșit la plimbare. Bună, fetelor! Astăzi este a doua zi, adică luni. Este cam 10:30 ceasul. Vedeți, este un soare de mamă-mamă, dar oricum îmi face răcoare, normal. Urmai e, de acum e 9 octombrie, așa că nu face așa cald. Acum, azi dimineață au fost niște schimburi de planuri, pentru că Diana azi noapte nu prea a stat bine. A făcut și un pic de febră, tușește. Azi dimineața pe la 5 s-a trezit, când seara că nu reușea să respire. Mi s-a trezit și Ginevra că trebuia să fie schimbată, să pape. Așa că am luat hotărât să nu mai trimit astăzi pe Diana la grădiniță. Și să o țin acasă, fiindcă este așa răcită. Acum nu mai are febră, dar îi curge nasul și are tuse asta. De asta acum trebuie să trec numai un lac la bancă, după care mă duc în farmacie. Se cumpăr un sirop de tuse pentru Diana și mai ales trebuie să o cântăresc pe Ginevra. Și după aia o să mai vedem noi ce mai facem. Am ajuns acasă. Până la urmă, la farmacie am fost. Am cumpărat siropelul pentru Diana. M-a costat o grămadă de bani, m-a costat 14 euro. Dar sperăm să fie bun, ci că e 100% natural, chestii. După care mi-am cumpărat două
doi fluturași din ăștia. Le-am pus în, de agățat la perdele în camera fetelor. Și am mai cumpărat și pentru pus perdelele niște chestii din astea, nu știu cum se spune, care nu trebuie să găurești peretele ca să poți să pui bastonul pentru perdea. Și pâine și atâta. Acum să mă pun să pregătesc ceva pentru prânz. Mama a ieșit leacă la plimbare cu Diana. Da, mama? Tenta, e? Mama? Da, mama? Mama? Atenta! Brava! Fa-ți-o! Oață mică, ce ești tu? Mama! Da, mama? Tenta! Bravo! Ha, ha, ha. Fai vedere lo smalto. Ma lo fai vedere lo smalto sulle unghie. Mi arăți oja. Ia, unde e oja? Ce tu? Unde e oja? Così, così. Mami, așa nu te vies. Ce râzi tu urâtă? Ce tu si urâtă ai? Bravo! Așteptați cam soarele, cam spate, așa. Da, mama? Mama! M-am făcut și eu. Mama! Unghiile? Da, mama. Am aprofitat că după prânz mama s-a dus sus cu... Așa să mă întorc. Mama s-a dus sus cu Ginevra după ce am schimbat-o și înălț în pape. Și am ieșit un pic cu Diana. Și am vrut să-mi fac unghiile și le-am făcut și ei. Că, na, ca fetele și noi. Și nimic. Acum vreau să mă duc să o culc un pic pe Diana. Dar nu știu dacă o să reușesc, pentru că trebuie să o culc în sufragerie. Că sus în cameră este Marco care doarme și îl trezesc. Și el, săracul, a lucrat toată noaptea. Și a venit acasă pe la 11 și ceva. Și... la 6 iar trebuie să ducă la muncă, așa că nici măcar nu am mâncat de prânz, săracul s-a dus să culcat și atâta. Și așa că nu vreau să-l trezesc, să-l deranjez și o să încerc să o adorm pe Diana jos pe în sufragerie. Am uitat înainte să vă spun pe la urmă ce am făcut la farmacie. Pe la urmă pe Ginevra nu am reușit să o cântăresc pentru că nu aveau cântarul, îi ajunge după amiaza asta, dar mâine o să mă duc să-l iau și o să-l închiriez, că mă costă 7 euro pe lună să închiriez cântarul pentru bebeluș. Și așa că o să o cântăresc mâine. Mama. Da, mama? Bravo! Ai grijă să nu cazi. În schimb, am cântărit eu și îmbrăcată cu tot cu... geacă ce aveam, papuci și tot ce aveam eu pe mine, cântăresc 56 de kilograme. Eu am calculat așa, cam, să spunem așa, că eram îmbrăcată și ce aveam eu pe mine, scad cam un kilogram, să spunem așa, așa că plus sau minus ar trebui să am în jur de 55 de kilograme, deci la, după naștere, la 10 zile, 11 zile după ce am născut, am pierdut cam 5 kg, pentru că miercurea dimineață eu am făcut ultima vizită la ginecolog și mă cântărisem și cântăream 60 de kg. Și noaptea, joia dimineața la 4 am născut, deci
kilogramele nu s-au schimbat. Deci cam așa, cam 5 kg am pierdut, mai mi-au rămas 5 kg. Dar eu nu țin nicio cură de slăbire, nicio dietă, mănânc normal, mănânc sănătos, mai ales pentru că alăptez. Mi-aduc aminte când am început să o alăptez pe Diana, imediat pierdusem kilogramele care le luasem în timpul sarcinii, dar după aia am mai luat niște chile pentru că oricum alăptatul te face să mănânci mai mult. Ai nevoie să mănânci mai mult. Așa că, oricum, important să nu ajung chiar mare. După aia o să am eu timp să pierd kilogramele fugărind-o pe Diana și cu timpul, când o să fie momentul, să o fugăresc și pe Ginevra. Am reușit să-mi pun și perdeluțele în camera la fete. Unde ești, mami? Sănătos! Bubu! Ciao! De acum puteți să vedeți, am o problemă. Asta, fluturașul care l-am cumpărat la piață, am crezut că sunt două, de fapt, de magnet. Dar în schimb este unul. M-am înșelat pentru că și pe partea din spate tot fluturașul este. Și așa că aș fi trebuit să cumpăr două. Ca să pot să pun și la ăsta. Și acum trebuie să aștept până lunea viitoare și să sperăm să găsim de aceeași culoare, că dacă nu, trebuie să cumpăr alte. Și mai am fereastra asta, nu băgați de seamă dezordinea acolo care trebuie să pun acum. Da, mama? Voi șende de giu? Adesso mama arriva. Mai trebuie să pun o perdea aici, dar perdeaua trebuie să o cumpăr. Vedeți, trebuie să fie lungă, 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 ca să mi-ajungă. Și o să pun și acolo perdea și gata. După aia mai am de pus, de făcut. Aici am lucrurile călcate. Ale Amelia, lui Marco, lui Diana, lui Ginevra trebuie să le pun la loc. Și aici mai am lucruri care trebuie puse aici în camera fetelor. Măcar să știu că le-am agățat pe undeva. Aici și peretele ăsta trebuie terminat. Dar oricum o să vă fac după aia un room tour ale fetelor când o să fie gata camera. Noapte bună!